Ora 8, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunteți pe B1 TV. Este ziua în care patronul de la firma dacilor, Cornel din Nicu, vrea să execute arestul la domiciliu, chiar în complexul turistic unde a avut loc incendiul și unde și-a pierdut viața unul dintre fiii săi. Între timp, anchetatorii se întorc la firma la care a ars din temelii pentru a strânge noi probe. Are însă toate detaliile despre acest subiect jurnalistul B1 TV, Ștefania Labeș. Ștefania, bună dimineața, te ascultăm! Bună dimineața! În prezent, Cornel Dinicu se află în arest la domiciliu după ce zilele trecute magistrații din Prahova au decis să accepte contestația la măsura arestului preventiv. Amintim că patronul fermei dacilor este acuzat de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru, asta în timp ce administratorii fermei sunt sub control judiciar. Pe durata arestului la domiciliu, Dinicu nu are voie să ia legătura cu nimeni din dosar și nici cu familiile victimelor. Acesta are și o serie de obligații, cum ar fi să meargă la poliție sau parchet, ori de câte ori este chemat. Acum Dinicu vrea să facă arestul la domiciliu chiar la complexul care a ars din temelie a doua zi de Crăciun. Pentru acest lucru, patronul complexului trebuie să depună o cerere care să fie acceptată de magistrați. Înainte cu două zile să fie eliberat din închisoare, patronul fermei dacilor a fost dus la locul tragediei pentru a asista la investigațiile de la fața locului. Asta înseamnă că ancheta a intrat acum într-o nouă etapă, iar experții trebuie să stabilească cum exact s-a produs incendiul în care 8 oameni, 5 adulți și 3 copii au murit. Azi, achetatorii sunt așteptați să ajungă din nou la ferma dacilor pentru a strânge noi probe. Vă reamintim, 8 persoane, printre care și unul dintre fiii lui Cornel Dinicu, au decedat în urma incendiului care a ars complexul turistic chiar în a doua zi de Crăciun. Ștefania Labe, jurnalist B1 TV, mulțumesc!